Așa cum ați văzut din imaginile pe care le avem în dimineața fatidică, pe plantația de pepeni erau mai mulți martori. Ei bine, unul dintre ei a decis să rupă legământul tăcerii, iar ceea ce povestește poate schimba cu totul datele anchetei. Ani, mama lui Ionuț și Florica, bunica lui, sunt alături de noi pe Facebook. Încă o dată, bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi și condoleanțe. Dumnezeu să vă dea putere. Așadar... Cea noastră... Știu. Mai renomabil. Așa este. Și să știți că mi-a părut rău de toată situația asta pe care am văzut-o la dumneavoastră și de faptul că sunteți cumva singure lăsate să vă faceți dreptate, că deocamdată nu v-a chemat, nu v-a sunat nimeni din partea autorităților să vă dea o explicație. Mai mult decât atât, noi încercăm aici să vedem dacă sunt martori care doresc să vorbească și am găsit martori care să dea declarații. De asemenea, o rog din nou pe Maria, sau cum o cheamă, pe telespectatoarea care a intrat aseară, să reintre și astăzi, pentru că așa am discutat. Din păcate, e aflat... din familie, poate să fie oricine, poate să fie și membra da. Familiei domnului Gigi, este dreptul lor să se apere cum știu ei. Pe mine mă interesează ca să am o, cum să vă zic, un punct de vedere și din interiorul familiei lor, să vedem ce au discutat ei și cum anume au văzut ei lucrurile. Deci o rog pe Maria, care altfel a vorbit foarte frumos aseară, să intre din nou. Înțeleg că astăzi colegii noștri au sunat-o toată ziua și nu a răspuns. Eu aș ruga-o, dacă vrea să intre, să și aibă timp să vorbească. Dacă ne sună la 7 fără un sfert, noi deja intrăm în pauză și după aia e gata emisiunea. Deci ar trebui să intre acum, ca să avem timp. Da? Așa că o așteptăm. Până atunci însă... Mihai Vasiliu este alături de noi. Mihai, avem foarte multe lucruri de discutat astăzi, însă până să venim la tine și la cele remorci pe care telespectatorii noștri le-au văzut în ultimele zile, dragi telespectatori, avem o declarație importantă. Declarația unei vecine care a fost martoră la întreaga tragedie. Ce spune aceasta, vedem chiar acum. Ați fost la pepen pe data aceea de 8 iulie? Pepen pe data aceea, dar nu am fost când s-a întâmplat cu băiatul. Eu am stat la camionetă, că am ieșit să ieșim din Bostan să plecăm, dar eu m-am dus la camionetă cu o altă colegă de muncă mută, așa, și am stat acolo și am ascultat muzică pe telefon, pe scara la camionetă. Și ușa era deschisă, nu am văzut nimic înspre remorci. După aia m-am dus și am văzut și l-am spălat pe ochi ca să văd ce s-a întâmplat, l-am întrebat. Ba, ce s-a întâmplat, așa, nu spunea nimic, îl durea aici și nu putea să vorbească. De unde l-ați luat pe Ionuț? L-ați luat dintre remorci sau unde? Era lângă roata remorcii, căzut. Lângă roata din ce parte a remorcii? Din partea stângă sau dreaptă? Asta e că nu mai știu. Stânga. Stânga, da. Era aici remorcile în capul bostanului, drum și după tractorul. Deci după tractorul pe partea asta, nici de cum, în fața remorcilor sau să fie legat de remorci tractorul. Dar remorcile toate erau legate între ele, cele trei? Două și pe a treia vrea să o lege de a doua. Dar băiatul domnului vecinului la care a mers să culeagă pepeni, ce a spus? Că el era acolo. Păi era acolo, dar eu nu știu ce a spus, că eu vă spun, eu n-am stat acolo când a mai venit salvare și toate astea. Știați că Ionuț avea telefonul la el? Ați avut de gând să o anunțați pe mama lui? Știam că a avut telefonul la el, după un timp l-am luat eu și l-am dat și l-am pus în tractor acolo. Dar Ionuț, când l-ați văzut atunci, era călcat pe abdomen, era... Nu. După ce l-am spălat pe ochi, să-i ridic tricoul în sus... Partea asta era culcat jos. Și partea asta i-am ridicat tricoul și am văzut dungile negre cum l-a strâns remorcile, ce știu. De ce credeți că fiul domnului Gigi a filmat momentul, fix momentul ăla? Asta nu mai știu. Să-i arăte lui Tasu cum s-a dus remorcile, cum s-a dus aia acolo în canal, probabil, sau nu știu. În afară de fiul domnului Gigi, a mai văzut altcineva cum au căzut remorcile momentul ăla? Nu. Unde era toată lumea atunci? Eu eram la camionetă, la o distanță mai departe și remorcile erau mai departe și toți erau prin Bostan. Nu ați auzit un strigăt de-a lui Ionuț în momentul în care ar fi fost strivit de camionete? Nu că am fost departe și au ascultat muzică pe telefon. Dar din partea fiului domnului Gigi, ați auzit vreodată vreun sunet? Aoleu, uite pepenii cum caz sau ce s-a întâmplat? Nu, că eram departe. Cât de departe, doamnă, așa, ca metri, aproximativ? Deci aici să fi fost camioneta și, nu știu, remorcile, să zic, la primul colț acolo, la stâlpul acolo, la primul colț,
când o luăm pe stânga, așa, deci așa de departe erau. Și când a venit poliția acolo, ce a zis fiul domnului Gigi? Ce a declarat? Ei, nu știu. Deci credeți că Ionuț ar fi fost de vină pentru modul în care a ajuns să sfârșească? Da. La cât timp a venit salvarea și poliția, doamnă? Nu știu să vă spun, dar n-a venit imediat. La 10 minute, dar multe întrebări au pus, multe întrebări. Prea multe întrebări care Ionuț avea nevoie de... Bun. Sperați că Dumnezeu să afli vreo informație de la oamenii de la țară. De ce? Nu știu, domne, eu eram acolo, dar ceilalți unde erau? Andrei, erau acolo, Andrei, și nu se uitau. Andrei, la început, doamna, să știi că a început să ne răspundă, ulterior s-a transformat doamna. Deci nu mai afli nimic. Nu era nimeni prezent, domne. Și s-a pierdut pe final. Stai puțin, trebuie să fim foarte atenți la această declarație. Eu zic să-o și mai, s-o, dacă mai avem timp în cadrul emisiunii, să mai ascultăm o dată. Spune doamna, Mihai o întreabă, a venit poliția salvarea? Nu, domne, n-a venit repede. După care răspunde în 10 minute. Da. Păi 10 minute acolo în câmp, nu vine în București salvarea în 10 minute. Păi, e clar că și-a dat seama că a făcut o greșeală, păi da, spunând că da, nu a venit repede, da, și știm de ce. Da, ați văzut ce frumos. Nu știu, pe unde era? Erau plecați și ei. Eu mă uitam încolo, ăla s-a uitat dincolo, dar cine era acolo? Nimeni. Băi, alo... Ceva nu e ok. Dar și mai important, mai important, domnul Teașcă, da, sunt... și mai important, avem un detaliu chiar la începutul materialului și am extras din material acea bucată, pentru că este un detaliu incredibil care dă toată încheța peste cap, pur și simplu. O să-i rog pe colegii mei, o să fie imediat pe ecranul din spatele meu, acea parte de declarație în care, practic, martora principală susține că Ionuț a fost văzut într-un totul alt loc decât cel pe care ni l-a indicat domnul Gigi. Pe data aceea, dar nu am fost când s-a întâmplat cu băiatul. Eu am stat la camionetă, că am ieșit să ieșim din Bostan să plecăm, dar eu am dus la camionetă cu o altă colegă de muncă mută, așa, și am stat acolo și am ascultat muzică pe telefon, pe scara la camionetă. Și ușa era deschisă, nu am văzut nimic înspre remorci. După aia m-am dus și am văzut și l-am spălat pe ochi ca să văd ce s-a întâmplat. L-am întrebat ce s-a întâmplat și nu spunea nimic, îl durea aici și nu putea să vorbească. De unde l-ați luat pe Ionuț? L-ați luat dintre remorci sau unde? Era lângă roata remorci. Stop! Căzut. Colegii, vreau roata... să punem stop aici. De unde? Stați așa un pic. Păi, de unde a fost lovit? De lângă roata remorci. De lângă acolo roata a fost remorci. Lovit? Haideți să vedem filmulețul, să vedem remorcile unde se duc, da? Haideți să vedem primul filmuleț pe care l-am primit de la familie. Mai avem un pic din partea asta de declarație, îl vedem imediat, Adrian. Era important să vedem. Avem pregătită o fotografie. Haideți să continuăm filmulețul, vă rog. Dreaptă. Asta e că nu mai știu. Stânga, da. Eu nu știu când l-ați văzut atunci. Era călcat pe abdomen, era... Nu. Eu m-am gândit așa, după ce l-am spălat pe ochi, să-i ridic tricoul în sus... Partea asta era culcat jos. Și partea asta i-am ridicat tricoul și am văzut dungile negre cum l-a strâns de remorcile, ce știu. Ați fost... Ați auzit. Deci ăla este detaliu important. O martoră care eu sper să fi fost chemată la audieri. Dânsa mi-a comunicat că ar fi fost chemată să dea declarații. Vedem chiar acum videoclipul, al doilea videoclip pe care l-am primit după ceva zile de când am discutat acest subiect. Iacătă, vedem remorcile aici, în partea asta, râpa, vedem cele trei remorci și Ionuț abia aici, în această parte, împreună cu martora care ne-a vorbit. Asta ne dovedește că e un alt timp. Totul s-a întâmplat mai înainte. Păi doamna spune în declarație că l-a găsit lângă roata remorci. Unde Haideți e roata să vedem. Remorci? Uitați remorca. Deci aici este... E alt timp. Aici este prima remorcă, da? De la râpă ar fi ultima remorcă, da? Aici. Avem aici roata remorcii, acest corp al remorcii, pepenii, iar în această parte l-avem pe Ionuț și o avem și pe martora pe care tocmai ceea ce a auzit-o. Deci martora susține că l-a luat pe Ionuț, că eu am întrebat-o, de unde l-ați luat pe Ionuț? Dintre remorci? Nu. Ionuț era la roata din partea stângă a remorcilor. Și noi știm, da, atât din declarațiile mamei, cât și din declarațiile vecinului Gigi, noi știm un lucru. Faptul că impactul s-a petrecut între remorca care a fost adusă ultima și cea care a căzut în râpă, practic remorca numărul 3 și remorca numărul 2. Păi de unde, mă scuzați, domnul Gigi,
De unde până la urmă, unde a fost acest copil? Da, îmi permis, Mihai? S-ar putea să nu, domnul Gigi, să spună adevărul. Impactul chiar să se fi produs între 2 și 3, dar acolo unde este el căzut. Păi acolo a fost, da. Bun. Și martora, de ce să spună că l-a găsit lângă roată? Păi pentru că acolo pentru că s-a produs. Acolo era și acolo după aceea remorcile. Remorcile. Că martora ar fi fost remorcile acolo. Remorcile nu, niciodată n-au căzut în acel moment. Au căzut sigur, ulterior. După, bineînțeles. Împinse, probabil. Bineînțeles. Înseamnă că martora ar fi fost acolo sau a venit după? 100% a fost acolo. A fost acolo în momentul impactului? Păi s-a dus să vadă și l-a luat dintre remorci. Toți au fost acolo. Dar deodată nu mai știm nimic. Deodată nu mai știm nimic. Vreau să mai întreb, pentru că am primit mesaje ieri în timpul emisiunii de la oameni care au lucrat pe tractor ani întregi și care ne spuneau că legea nu mai dă voie să mai mergi cu 3 remorci la tractor, așa e? Nu, am găsit și eu articolul de lege, chiar l-am trimis colegilor. Zice că nu mai e voie cu 3 remorci la tractor, maxim 2. Am trimis colegilor acest acum articol sigur imediat. Acum că o să zică unii, la țară, acolo, prin câmp, nu te mai verifică nimeni. Da, dar tot ajunge pe drumul public. De ce se poate întâmpla? Da. Și deci se poate cu 3 remorci la tractor sau deci avem așa, remorcarea articolului 153, un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă, se exceptează tractorul rutier, care poate tracta 2 remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea, în fine, se continuă acest articol 153. Deci se exceptează tractorul rutier, care poate tracta 2 remorci, nu 3. Deci este ilegal. Deci 3 nu e în lege. Da. Marea problemă a acestui caz este că acolo s-a întâmplat totul în familie, între prieteni, ne ajutăm unii pe alții, în niciun caz într-un cadru legal. Și atunci orice accident de acest gen m-ar veni poate pe propria să... răspundere. Hai, da, bineînțeles. Marian, unchiul lui Ionuț, este la telefon. Bună seara, domnule Marian. Bună seara, doamna Mirela. Domnul Marian, sunteți soțul Georgianei? Da, sunt soțul. Păi zicea Georgiane. Maria, sau mă rog, cum o cheamă pe telespectatoarea de aseară, că n-ați avut niciodată o relație bună și că nu l-ați ajutat niciodată pe Ionuț. Eu cu părinții mei am o relație foarte bună, vorbesc tot timpul, că am mai avut noi mici neînțelegeri înainte, aia nu e treaba dânsii. Dar întrebați-i pe ei, ei sunt relații bune. Deci aici este treaba de un caz care s-a întâmplat un accident. Nici de cum treaba ce relație avem noi între părinții. Dar Marian, tu ce ai aflat de la Săteni? Cei care au fost prezenți acolo? Nu vorbește nimeni? Ce să aflăm de la Săteni? Sătenii nu știu nici ei mare lucru, că nu văd. Toți care spun că nu se poate, n-are cum să întâmple așa ca să-l prindă între remorci fără să legi tractorul. Cei care au fost care au fost în ziua aia să ajute, odată cu Ionuț, cei care ar fi fost martori acolo, ce spun? Păi nu vor să spună. Cei care au fost martori nu vor să vorbească niciunul de... Din cauza lui domnul Gigi, că domnul Gigi el strânge cartofi, pepeni cu un polonez și le frică că nu-i mai bagă cu pepeni și cu cartofi acolo la tir. Facem un apel noi către acești oameni care au fost pe data de 8 iulie 2024 acolo, la încărcatul pepenilor. Îi rog să scrie la numărul de WhatsApp sau chiar să sune. Dacă nu vor să-și dea numele fără nici fel de problemă, nu le protejăm identitatea, dar să intre sau să discute cu unul dintre colegii mei din regie sau chiar cu mine personal și să ne povestească ce au văzut ei, pentru că avem o martoră care a vorbit cu noi și ne-a spus un lucru ce pare că dă toată ancheta peste cap. Da, domnule Marian, o cunoașteți pe această martoră care a vorbit cu o cunosc foarte bine, a fost și la mormântarea lui Ionuț. Eu luni seara, pe ce s-a întâmplat accidentul de pe Ionuț, l-a luat salvările și eu luni seara am ajuns imediat la familia acasă. Apropo de salvări, ce ați aflat dumneavoastră? Când au venit la fața locului? Au ajuns ele în 10 minute? Așa din spusele lui doamna Tanța, a spus că au venit salvările, dar nu știe în ce timp și la ce oră. Dacă ea de acolo nu știe, dar noi... Că deci ea, asta spunea la mormântare, când a venit la mormântarea lui Ionuț, nepotul meu. Dar nu era acolo, doamna asta, cum, nu știe, nu... E timpul lăsat. Da, ea a fost tot timpul acolo, că ea lucrează acolo la Gigi de aproape tot anul. Păi asta zic, nu, cum să nu știe? Ea a fost tot timpul acolo, acum îi spun toți că ăla a fugit într-o parte, ăla într-o parte, cum faci deci un accident și cum știe care te împrăști pe tot câmpul? Din cauza acestui domn Gigi? Din cauza acestui domn Gigi fuge toată lumea și nu mai vrea să-și asume nimeni nimic, nu? A murit băiatul ăsta, ce Dumnezeu!